Perioada postului Sfintelor Paști este marcată de multe slujbe și rugăciuni specifice acestui timp al pregătirii spirituale a creștinilor pentru marele praznic al Învierii Domnului. Specifică tuturor slujbelor și rânduierilor este o rugăciune care se rostește la fiecare dintre ele, însoțită de fiecare dată de închinăciune de metanie. Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândătirii altă și de mult, al iubirii de sfântânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slujitare. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalile mele și să nu o sândesc pe fratele meu. Binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Biserica noastră și spiritualitatea noastră creștină ne învață despre dragostea lui Dumnezeu și despre rolul pe care credința îl are în viața noastră, pentru că în adâncul sufletului nostru purtăm prin creație dorul acesta de Dumnezeu. Dumnezeu este treime, în cadrul Sfintei Treimi își împărtășește dragostea intratrinitară, o dragoste infinită sau o dragoste fără egal pe care apoi Dumnezeu o revarsă supraabundent asupra lumii și asupra omului care este regele și preotul creației sale, și de aceea și noi oamenii păstrăm în adâncul sufletului nostru acest dor de Dumnezeu, această dorință de a ne apropia tot mai mult de El pe calea faptelor bune și pe calea virtuților creștine. De aceea, Doamne și Stăpânul vieții mele, nu înseamnă în ultimă instanță altceva decât a ne încredința întreaga noastră viață lui Dumnezeu, Cel care îi poartă de grijă, și a încerca să ne apropiem de El pe calea faptelor bune și a virtuților creștine. Această patimă, care a fost descoperită probabil de către Ava Evagre Ponticul în secolul al IV-lea, sub denumirea de acedie sau duhul acesta al lâncezelii, care este de multe ori cuplat cu patima tristeții sau cu depresia, și despre care un alt scriitor contemporan occidental spunea sau o numea lacebunita, patima lacebunitei, pentru că omul trândaf, omul leneș, își pune de multe ori în sinea sa întrebarea: la ce bun să mai fac și acest lucru, la ce bun să mai desfășor și această activitate, el fiind preocupat permanent în lumea în care trăim să descopere civilizația, să descopere confortul, să descopere ușorul sau facilul. Însă noi creștinii știm foarte bine că, pe de o parte, viața aceasta la modul general, dar în același timp viața creștină este o luptă permanentă, este un război neîncetat împotriva păcatului și a patimilor, și tot cel care vrea să-și îmbunătățească viața duhovnicească, precum ne arată și rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, trebuie să lupte de la bun început cu patima aceasta a trândăviei sau a acediei. De dimineață până seara, omul contemporan aleargă în dobândirea anumitor bunuri, în împlinirea sau satisfacerea anumitor dorințe sau preocupări, însă lucrul cel mai important asupra căruia vrea să ne avertizeze rugăciunea Sfântului Efrem Sirul este de a face cu foarte mult discernământ o ierarhizare între bunurile materiale și între grijile sau preocupările spirituale. De multe ori, omul contemporan pare mai atras de lumea aceasta, mai preocupat de lucrurile trecătoare sau efemere, uitând că mai are și un suflet, uitând că trebuie să aibă și o viață duhovnicească înaltă sau împlinită, și ajunge de multe ori foarte târziu să constate
pe toate comorile sau bogățiile lumii, dacă le-ar aduna, dacă nu are și o intensă viață spirituală, nu se poate bucura efectiv de acestea. Noi suntem învățați, așa cum ne demonstrează istoria lumii, că omenirea, umanitatea, ținuturile, teritoriile pot fi cucerite cu ascuțișul sabiei, prin violență, prin agresivitate, iar veștile de războaie par a nu se mai împuțina niciodată. Oriunde sau în numeroase locuri de pe planeta aceasta există noi conflicte în derulare, în desfășurare, care pornesc sau care se sfârșesc. Evanghelia creștină și Mântuitorul Iisus Hristos ne învață un lucru mult mai înalt și foarte important, și anume că nu prin sabie, nu prin agresivitate, nu prin violență, ci prin bunătate, prin dragoste și blândețe se poate cuceri cu adevărat inima unui om și în același timp se poate schimba fața pământului. Sfinții părinți numesc această patimă polilogia, adică multa și proasta vorbire, și de fiecare dată încearcă să ne atragă atenția pe de o parte asupra importanței tăcerii în viața duhovnicească, iar pe de altă parte a folosirii responsabile a cuvântului. Pe măsură ce progresăm în viața duhovnicească, pe măsură ce sporim în virtute și mai ales în rugăciune, cuvintele par a se împuțina, a deveni tot mai puține și tot mai restrânse, pentru că despre ceea ce se întâmplă în adâncul sufletului nostru, în acest dialog cu Dumnezeu, care este rugăciunea, despre ceea ce se petrece tainic în această împreună vorbire cu Dumnezeu, dau mărturie mult mai bună, pe de o parte lacrimile, iar pe de altă parte tăcerea. Atunci când toate cuvintele noastre tac, datorită neputinței lor, despre ceea ce este în adâncul sufletului nostru, dau mărturie lacrimile și taina aceasta a veacului viitor, tăcerea. Este o virtute sau un duh atât de frumos și de înalt cântat, atât în scrierile Noului Testament, cât și în operele Sfinților Părinți ai spiritualității noastre ortodoxe. Mântuitorul însuși spune că dacă nu veți fi ca și aceștia, adică dacă nu veți fi curați ca pruncii sau copiii, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și tot Mântuitorul spune: fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu, sfințirea, desăvârșirea, îndumnezeirea, cum o numesc Sfinții Părinți, și care constituie culmea vieții creștine, este condiționată așadar de dobândirea acestei curății lăuntrice sau sufletești. Sfântul Ioan Scăralul spune că smerenia este virtute dumnezeiască sau veșmânt dumnezeiesc pentru faptele noastre omenești. Nu există om care să nu aibă daruri, dar există oameni care nu știu să-și descopere și să-și cultive darurile sale. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că fiecare dintre noi suntem proprii distribuitori ai darului. Dumnezeu îl revarsă asupra tuturor, dar în funcție de colaborarea noastră, punem în lucrare unele sau multe mai altele dintre harismele sau darurile Duhului Sfânt. Dar ce frumos este când o persoană are foarte multe daruri, este de Dumnezeu dăruită și pe deasupra toate aceste daruri sunt îmbrăcate cu frumosul veșmânt al cugetării smerite. Parcă toate darurile pe care persoana respectivă le posedă capătă o altă lumină. Viața și mai ales lupta aceasta creștină este un exercițiu de răbdare. Să nu ne imaginăm că vom ajunge la mari performanțe din punct de vedere spiritual, dar nici general uman, într-un timp foarte restrâns sau foarte scurt. Viața duhovnicească este o succesiune de suișuri și coborâșuri,
de urcușuri și căderi, de renunțări și de umilințe, însă ceea ce este important este să avem totdeauna răbdare, să avem dorință de ridicare prin pocăință și smerenie și să încercăm să simțim ajutorul lui Dumnezeu atunci când suntem umiliți, când suntem înfrânți, să cerem cu și mai multă stăruință ajutorul lui Dumnezeu și prin răbdare să așteptăm la capătul rugăciunii noastre mila și binecuvântarea lui Dumnezeu. Putem spune că iubirea pe care Sfinții Părinți o numesc prima împărăteasă și Doamna tuturor virtuților, culmea sau sinteza tuturor faptelor bune, am putea spune că este semnul distinctiv al creștinismului și al fiecărui creștin. În măsura în care punem în lucrare porunca iubirii pe care Dumnezeu ne-a arătat-o desăvârșit, în aceeași măsură ne numim creștini adevărați și vom primi răsplată din partea lui Dumnezeu. Aceiași Sfinți Părinți ai credinței noastre ne învață că în ziua, în momentul sau clipa în care am judecat sau osândit pe aproapele nostru, ne spun ei să ne socotim ca și morți înaintea lui Dumnezeu, iar tot ceea ce am adunat cu multă osteneală, o perioadă foarte îndelungată, poate luni sau poate ani sau poate chiar o viață întreagă, este dintr-o dată risipit pentru păcatul acesta al osândirii aproapelui nostru. Un bun creștin preocupat de mântuirea sufletului său trebuie să privească mai mult și mai adânc în sufletul său prin pocăință și spovedanie, că trebuie să demonstreze intransigență față de păcatele proprii, dar să arate foarte multă bunătate și blândețe față de căderile și de păcatele altora.